Salutare și bun venit în pisieria! În tutorialul video de astăzi vă arăt cum puteți face upgrade de la Windows 10 la Windows 11 pe un PC suportat. Pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să verificați dacă PC-ul vostru este suportat de Windows 11 și ca să faceți acest lucru, deschideți un browser și scrieți la căutare PC Health Check. Aici mergeți pe primul rezultat de pe site-ul Microsoft și apoi dați pe linkul acesta, este linkul de download, o să-l pun și în descriere se descarcă Windows PC Health Check Setup, dăm Open File, acceptăm termini și condițiile și apoi dăm click pe Install și în câteva secunde se instalează, Finish și apoi o să dăm aici pe Check Now. După cum vedeți, PC-ul meu este suportat, am această bifă cu verde, în cazul în care PC-ul vostru nu este suportat, o să vă apară un cerculeț roșu cu un X, dacă pc este suportat, puteți trece la pasul următor. Revenim în browser și aici o să scriem la căutare Windows 11 Upgrade. Mergem pe Download Windows 11 și aici sunt mai multe opțiuni. Windows 11 Installation Assistant, Create Windows 11 Installation Media și Download Windows 11 Disk Image ISO. Pe noi ne interesează Installation Assistant, dau click pe Download Now, se descarcă iarăși un fișier mic, Open File, yes, putem închide browserul. A verificat și el încă o dată foarte scurt dacă este compatibil, acceptăm termenii și condițiile și acum se descarcă imaginea de Windows 11 de pe serverele Microsoft. În funcție de conexiunea voastră la internet, se va descărca mai repede sau mai uh, încet, n-au trecut nici... 3 minute și deja la mine se instalează, vreau să fac aici o precizare foarte importantă. S-ar putea să primiți o eroare, chiar dacă pisul este suportat. Din diverse motive, cel mai des întâlnit motiv este că versiunea voastră de Windows 10 este una modificată. Deci nu puteți face upgrade de la Windows 10 Lite, Windows 10 Gaming, Windows 10 Tiny și eu știu ce alte versiuni modificate de Windows mai sunt. Se poate face doar de la versiunea originală, oficială, nemodificată, la versiunea originală oficială nemodificată nu o să vă pierdeți fișierele, nu o să vă pierdeți aplicațiile instalate, nu o să vă pierdeți jocurile. Există unele aplicații care s-ar putea să nu fie compatibile cu Windows 11, dar acest Installation Assistant o să vă spună ce și cum și o să puteți alege să le dezinstalați înainte de upgrade. Există și cazuri rare în care se întâmplă ca acest upgrade să nu meargă chiar dacă Windows-ul este original, oficial, luat de la Microsoft și așa mai departe. Și s-ar putea să pierdeți fișiere, dar sunt cazuri foarte izolate, totuși aș recomanda să faceți un backup la fișierele importante. De acum, tot ce trebuie să faceți este să aveți răbdare, multă răbdare. După ce se termină faza asta cu instalarea din Windows, PC-ul o să-și dea restart, vor mai urma niște faze de instalare, o să-și dea mai multe restarturi între timp, după care o să vă ducă direct în Windows 11, nu mai trebuie să le faceți setup-ul, s-ar putea să vă întrebi niște chestii legate de privacy, dar în general ar trebui să vă ducă direct în Windows, și să-l puteți folosi cum foloseați înainte Windows 10. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte, foarte mult. De asemenea, să dați un share, să-l vadă și prietenii voștri care poate vor să facă și ei la Windows 11 și dacă sunteți noi pe acest canal, dați un subscribe. Să aveți o zi bună, la revedere!